Dar mai ar fi plăcut timp să fiți un sportiv de pildă, de performanță? Nu știu, pe vremea aceea, oamenii vreau să fie sportivi de performanță, să iasă. Cam acestea da, erau sigur, vedetele. Sigur că da. Acum... Trebuia altele să, da, să fii foarte bine pregătit în ceva. Eu mi-amintesc că mi-am dorit, sigur, în afară de etapele firești ale copilăriei, când toți vreau să ne facem învățători, că luam modelul învățătoarei, sau profesor, nu, sau medic, sau mai târziu, în mod real, când apreciam, zic eu, realist ceea ce pot să fac în viață și când, sigur, dorința pe care o aveam era să acced din punct de vedere social într-un nivel superior celui pe care îl aveam în familie, asta cred că era dorința oricui. Știam că singura posibilitate prin care poți ajungi un om realizat în viață era să faci o facultate. Bun. Și după aceea status de da un apartament, nu? Da, să luai o mașină. Dacă erai un inginer bun sau un profesor bun, îți luai și un Oltit sau o Dacie, da. Și aia însemna tot ce se putea mai mult. De la darul de nuntă e așa, Dacie și video. Nu, cu nunta nu m-am gândit niciodată, să știți, da, nu, la nuntă. Dar mă gândeam că voi fi probabil un inginer sau un profesor, un intelectual în orice caz, voi avea un apartament de la stat și voi, după ce voi primi repartiție, și voi, cu timpul, voi putea permite în rate sau nu, și o mașină, și nu vroiam Dacia, vroiam un Oltit. Am înțeles. Vă plăceau mai mult astea? Păi erau mai moderne. Că toate, tuturor fetelor din generația mea le plăcea mai mult Oltit. Apăruse, era mai nou, era mai, da, mai modern. Și am și avut. Prima mea mașină, da? A fost Oltit. De altfel, da, prima mașină a fost când am terminat facultatea și am început să lucrez ca avocat. Și atunci, în 97 vorbesc, mi-am luat o mașină din banii care am strâns după jumătate de an de muncă, a făcut vreo mai puțin de $1,000, la mâna a doua o mașină, m-au și păcălit cei care mi-au vândut-o, pentru că se strica tot timpul se uda capacul de la Delco. Da, așa. Și am dat pe vreo $1,000 și am ținut-o vreun an de zi, deci mea mașina a fost un Oltit. Foarte, avem o știre. Da, bun. Ați făcut filologie și ați devenit avocat, un da, om pragmatic, acum politician. Când s-a produs schimbarea asta de la romanticul în clasa posibil profesor 12-a. De filologie? Deja începuse să se schimbe ceva în societate. În momentul în care am venit la București în 92 și a trebuit să lucrez pentru că era greu să te întreții, atunci s-a întâmplat că am trecut de la etapa asta visătoare și romantică a vieții, da, la una mai realistă, ceva mai pragmatică. Bun. Am înțeles. Acum, dacă ar fi să vă schimbați meseria, adică acum sunteți un politician. Cea de avocat, adică. Nu, cea de politician, nu, cred că avocatul, nu mai faceți avocatură. Nu, dar cât până să fiu ministru între consilier prezidențial de stat la președinție, da, și ministru, m-am reîntors la avocatură. De acord. Acum vă întreb așa, dacă, nu știu, ar trebui de mâine să schimbați meseria de politician, nu mai sunteți ministru, v-ați întoarce la ce? Ministru e foarte posibil să nu mai fiu, nu, dar adică politician, cred că voi rămâne, în momentul ăsta aș spune că voi rămâne tot timpul. Cert e că voi rămâne pentru foarte mult vreme de aici încolo, pentru că este ceea ce vreau să fac. Am mers pe drumul, bun, eu cred în destin. Eu am mers pe drumul meu permanent, e clar. Bun, cine v-a canalizat în politică? Nu știu, când te apuci de politică, mai ales ca femeie, într-o țară în care, cum da, spunea domnul ministru Blaga, o țară de misogini. Așa este. E greu, o femeie e o societate cam misogină și inteligentă. Cum e privită ea totuși așa? Că, cum vedeți, că doar este, cel puțin în cazul meu, este așa o expunere a tuturor opiniilor, a tuturor părerilor despre ce fac, ce vorbesc, ce... Deci este evident cum sunt, ce mi se întâmplă pentru toată lumea. Nu spun că mi se întâmplă lucruri rele sau numai lucruri rele, Doamne ferește, dar doar spun că este un lucru care e ușor de văzut, trebuie să spun eu, cam cât îmi e mie de bun, simplu în politică. Ei, dacă rămâneți în politică, o să vă întreb în felul următor. Ați venit pe calea aerului cu elicopterul la Buzău, da, ați fost și de la Râmnicu Vâlcea, ați călătorit tot cu elicopterul. Pe acolo pe sus înțeleg că ar putea să vă vină cât mai multe idei, chiar pe plan politic. E
eu îmi pare așa, așa percep eu, că pentru vreun 2020 așa ați putea călători ca și președinte. Da, văd că a ajuns o tema asta. Da. Eu zic că e de exemplu de vreme să ne gândim la anul 2015 din orice punct de vedere, cu atât mai mult din punctul meu de vedere. Deci categoric nu se pune problema. Eu am răspuns la o întrebare care a devenit deliciul presei. Dintr-o dată n-am mai vorbit de minister, de câtă treabă e de făcut aici. Am vorbit de 2015 și de președinție. Deci categoric nu mă refer la faptul că eu aș crede că o femeie nu poate să fie președinte. Nu. Cred că poate. Avem femeie președinte a Camerei Deputaților. Avem femeie vicepreședinte la Senat. Deci nu cred că este o problemă. Ci pur și simplu nu este vorba de mine. Bun. Atunci dacă peste un oarecare interval de timp am auzit o știre de genul prim-ministrul Elena Udrea a anunțat că România a ieșit din criză? Eu m-aș bucura foarte mult să auzim că primul ministru al României anunță ieșirea din criză a țării, indiferent ce e primit. Păi și eu spunea că dacă ați fi deci dat situația nu, iarăși, cu atât mai puțin nu? Poate fi vorba de prim-ministru, pentru că avem un prim-ministru și... A, nu mă refeream neapărat acum. Cine știe? Adică ați putea viza această funcție care e, cred că, cea mai grea. Nu vreau să dau naștere la nicio speculație, nu. Am înțeles și eu care vreau să nu, dau naștere. Nu, că la ultima, când am răspuns ultima dată la o astfel de întrebare acum vreo 3 săptămâni, am născut un adevărat spectacol mediatic pe cum va fi Udrea președinte, așa că nu mai vreau să mai fac. Bun.